și punem deoparte pe timpul acestei terapii. Da. Perfect. Îmi dai voie să te hipnotizez? Da. Bun, mâna. Iar acum, relaxat și cu ochii închiși, trage aer în tine, ține câteva momente după care expiră și repet acest exercițiu de încă două ori. Când ai terminat, să-mi spui, te rog. Iar deja de acum încep să observ cum respirația ta este mult mai regulată și observ că de fiecare dată când tragi aer în piept, îl ții câteva momente și îl expiri, observ cum respirația ta te relaxează din ce în ce mai mult. Iar acum această relaxare a corpului tău începe de la tălpile picioarelor. Acum tălpile tale ale picioarelor sunt foarte relaxate, inclusiv degetele de la picioarele tale. Și cu fiecare respirație a ta, Mona, această relaxare profundă îți cuprinde tot corpul și urcă în sus pe picioarele tale. Acum gleznele tale sunt relaxate și pulpele tale, picioarele tale sunt în totalitate relaxate. Simți cum se afundă foarte ușor în pat. Percepi, vizualizezi această relaxare ca pe o lumină aurie care îți străbate tot corpul tău, din creștetul capului până în vârfurile picioarelor. Și în același timp, această stare de relaxare profundă urcă în continuare în corpul tău. Acum, mijlocul tău este total relaxat și spatele, mușchii aceia mari de pe spatele tău, inclusiv pieptul tău și stomacul tău sunt relaxate. Lasă orice stare de nervozitate din stomacul tău să se afunde. Lasă tot corpul tău să devină profund relaxat, iar această relaxare continuă acum să urce tot mai mult și mai profund în tine. Brațele tale sunt grele, se afundă foarte ușor în pat, inclusiv degetele de la mâinile tale se afundă, iar starea de profunzime în care ești este din ce în ce mai accentuată. Acum gâtul tău se adâncește, este greu, se relaxează profund. Partea din fața gâtului tău și partea din spatele gâtului tău se relaxează în totalitate, iar acum toată relaxarea urcă spre capul tău. Scalpul tău se relaxează, iar în față, pe fața ta, sprâncenele, ochii, buzele, nasul, absolut tot capul tău se relaxează. Este greu, se cufundă foarte ușor în pernă. Acum tot corpul tău este perfect relaxat și cu fiecare respirație ta devii mai profund relaxată și cu cât ești mai relaxată, cu atât te simți mai bine, cu cât te simți mai bine, ești mai profund relaxat. Deci, Mona, abonează-te acestei stări, percepe-o, simți-o și dă-i voie să fie starea ta de relaxare profundă. Cum te simți, mă? Poftim. Foarte bine, mă. Te descurci excelent. Iar acum, mă, vom merge în alte trei nivele de relaxare, mult mai profunde. Aceste nivele eu le voi numi nivelul A, nivelul B și nivelul C. Iar în câteva momente o să încep să număr de la 1 la 3, iar tu la 3 vei coborâ spre următorul nivel de relaxare. Și oricât de greu îți va fi să-mi spui litera acelui nivel, mi-o vei spune. Iar acum o să încep să număr
3, 4. Foarte bine, mai ești de 10 ori mai relaxată ca înainte. Percepi, simți și accepti această relaxare și te lași cufundat în ea foarte profund. Iar acum o să încep să număr din nou de la 1 la 3, iar la 3 vei coborî spre următorul nivel. 1, 2, 3. Percepe această relaxare ca pe o mantie aurie care îți înconjoară tot corpul și îți relaxează tot corpul, celulă după celulă, fibră după fibră, mușchi după mușchi. Și din acest moment, orice zgomot sau sunet ambiental te relaxează și mai profund. Și din acest moment, orice mișcare din jurul tău te trimite și mai adânc în profunzime. Iar acum o să număr pentru ultima dată de la 1 la 3, iar la 3 vei păși în cel mai profund nivel al tău de relaxare. Acesta va fi o cameră de siguranță unde nimeni și nimic nu poate să-ți facă niciun rău. Când ajungi acolo, trebuie doar să-mi spui 1, 2, 3. Te simți? Bine. Te scrie, te rog frumos, acea cameră. Este lumina. Are tablouri, are mobilier. O masă, mă rog. Da. Scaunele. Foarte bine. Iar acum ceea ce vreau să faci este să-l chem în acea cameră pe Mihai, iar când ajunge acolo să-mi spui, te rog. O energie. Poftim? A venit o energie. Perfect. Atinge, te rog, acea energie și citește informația de net și fii sigură că este Mihai și nu este altă entitate. Este energia lui Mihai. Arată o nebuloasă. Foarte bine. Ce culoare este această energie? Sau mai bine spus, cum îl percepi pe Mihai din punct de vedere energetic? Sub ce culoare? Galben, verde închis, negru și este ușor. Ok. Deschide, te rog frumos, un portal intradimensional în fața lui. Da. Iar eu acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3 toate energiile negative care sunt cu el, în el și pe lângă el vor fi absorbite de acel portal. 1, 2, 3.
Știi ce se întâmplă? O zbat. De ce? În acea energie. Parcă e o posesiune. E o Regulă. entitate. Foarte larg, frig. Perfect. Întreabă-l, te rog frumos, pe Mihai, dacă întreabă-l mental, dacă mai vrea să fie sub influența acelei entități, dacă mai vrea să fie interferat de acea entitate. Nu, Perfect. dar zice că el ținea acea entitate cu el, deoarece și-a dat seama de prezența ei. Ok, perfect. Transmite-i la rândul lui să transmită acelei entități să se deconecteze complet de corpul lui fizic și energetic și să ia o formă în fața voastră. E un reptilian solzos verde. Perfect. Spune-i să stea acolo și continuă să-mi spui dacă acum portalul este eficient și absoarbe toate energiile care negative care sunt cu, în și pe lângă Mihai. Da, le absoarbe. Ok. Când termină procesul de curățare, să-mi spui, te rog. El s-a delimitat, a ieșit din acea nebuloasă energetică. Ok. Și a intrat cu totul acea energie în portal. Gata. Perfect. Închide portalul, te rog. Da. Cum se numește acea entitate reptiliană? Mijutes. Mijutes. Mă las să vorbesc cu el, te rog? Da. Mijutes, mă auzi? Da. Hola. Ce faci, micuțule? Mă odihne. De ce te odihnești? Ai muncit prea mult? Am fost prins într-o vâltoare energie. Ai fost prins de către cine? Nu știu. Cum nu știu? M-am simțit la un moment dat zguduit. De către cine ai fost zguduit? O entitate, o energie verde. Cine? Galben verzoi. Cine este? Cine a fost această entitate? Este imaginea unei entități foarte puternice, ok, fără frică. Cine este această entitate foarte puternică și fără frică? Masca energetică a lui Mihai. Ce este această mască energetică a lui Mihai? Este o energie din partea astrală a lui Mihai. Îi aparține lui? Da. Ok. Este atașată lui, dar îi aparține lui.
Dar A fost reapare. chemată de către el. Poftim? A fost chemată de către el ca să-i vină în ajutor. Perfect. Bun. De cât timp este cum vrei? Acea mască sau eu? Optim? Acea mască sau eu? Nu am înțeles. De cât timp sunt eu cu Mihai? Sau masculin energetic. De cât timp ești tu cu Mihai? Douăzeci și o de ani sunt în preajma lui. În preajma lui. Ok, perfect. Dar de cât timp interferezi direct cu el? Trei ani colaborare. În tot acest timp, ce probleme energetice și materiale umane i-ai provocat lui Mihai? În primul rând, închiderea ochilor conștient. Probleme cu tâmpla stângă, probleme la nivelul tiroidei, Da. ușoare probleme cu mâna dreapta, Ok. bazinul, picioarele, ușoare probleme. Și pe coloană. De ce ai creat toate astfel, toate aceste probleme? E ca și cum a trebuit să-i organizez toate bucățile, plăcile energetice din el, pentru a vibra și funcționa la dorința mea. Bun. Ai pus și implanturi în ea? Da, în coloană, în gât și în bazin. Perfect. Rămâi acolo și lasă-mă cu Mona. Mona? Da. Transmite lui Mihai, la rândul său să-i transmite lui Mijutes, că din acest moment orice pact, contract sau înțelegere au avut, el le rupe și să le rupă în fața lui. Și să-mi spui ce se întâmplă. Mi ajută, se așează înșezut Da. cu o labă sau cu o mână în bărbie. Parcă spunând că totul a fost în zadar, iar Mihai îl cea. Ok. Acum, Răstește. foarte bine. Acum Îi să. rupe un contract destul de gros. Perfect. Acum, Da.
spune-i să se apuce să scoată absolut toate implanturile care le-a pus în Mihai. Și să-mi spui ce se întâmplă. Toate implanturile vizibile, invizibile, energetice, organice, non-organice, absolut orice tip de implant. În afară de implanturi, nu-mi apar pe corpul lui Mihai niște cifre și litere, dar e o singură literă E. E ca și cum ar fi luat un anumit tratament sau un anumit fel de mâncare care ar fi conținut un anumit praf în compoziția căruia este E28, E15, Da? E37. Atât? E63 și mi-apar pe toată suprafața corpului lui Mihai. Ok. S-a apucat Mijuche să scoată implanturile? Da, le scoate aproape sub o stare de părere de rău. Nu mai colaborează cu această entitate, Mihai. Da. I-a scos din coloană, din osul sacral, din gât, din tiroidă, din baza inferioară a tiroidei. Da. Pe bazi aveau niște sfere, deci avea puse niște sfere negre mici și în partea stângă și în partea dreaptă. Da. Avea și în aparatul genital ca un fel de capsulă băgată exact piele. Da. Așa. Mai scoate și din gambe două sfere albe, dar niște capsule, de fapt, o sferă. Pic mai mare. A luat și niște cranii, 1, 2, 3, 4, 5 cranii albe cu el. Erau băgate cu, sau conectate cu niște fire în inelele vertebrale ale lui Mihai. Da. Iar în cutia craniană, cei doi lobi ai creierului au o distanță foarte mare între ei. Foarte mare distanță între cei doi lobi și sus, gata așa. Gata. Și a spus tot. Ok. Acum spune-i să-și absolut toate implanturile și să plece unde vrea el, printr-un portal intradimensional. Da, a plecat. Perfect. Bun, Mona, cum îl vezi acum pe Mihai? Din punct de vedere energetic. E gri, precum cimentul, dar e flexibil. Mai are anumite E liniștit.
te gândești la ceva, la anumite calcule, cum să aștepți viața, cum să iei anumite hotărâri, le gândești așa, la moderat, la relativ. Da. Nu se grăbește. Ia uite. Da. Perfect. Chiamă, te rog frumos, pe Rafael și pe Uriel să vină. Da. Atinge-i, citește-l informația de mesh, fii sigură că sunt ei. Da, sunt ambii. Perfect. Roagă-i să uite asupra lui Mihai, să spună ce probleme sunt și să înceapă să le rezolve. În zona capului, partea dreaptă, e negru, mandibula, obila e neagră, da. Ochiul drept e negru, pleapa lăsat. Și partea din spate, dreapta, a cerebelului este afectată. Din cervicală se scurge un lichid pe la suprafață. Nu este bine închegată cervicală, nu este închis. Energiile de la cervicală se preling sau râu. Are o crustă pe spate, simte o greutate pe spate, mai ales în zona lombară. Da. Din inelul sacral este, sau iese o picătură neagră, neagră, neagră din el. Da. Curăță și acolo. Uriel vorbește cu Mihai. Da. Pune întrebări și răspunde în același timp. Intră în discuție și Rafael. Îi arată Mihai dacă este pregătit să continue munca. Da. Îl energizează la nivelul plămânilor. La nivelul plămânilor și la stângul și la dreptul văd două energii albastre, a două pete albastre turcoaz pe plămânii lui Mihai. Da. Din wow. Deasupra spate a cutiei craniene, Arhanghelul Uriel îi pune o sferă de lumină foarte, foarte puternic luminată, mică sferă. Îi pune deasupra, aproape de frontalele, deasupra spate. Vai. Intră în cei doi lobi cranieni o energie albă, albă, galbenă, caldă, luminoasă, divină. Da. Irigă cei doi lobi. Îmi dă și mie o stare de bine, de înălțare. Energiile care veneau din dreptul plexului solar, stânga, dreapta, fac o spirală și stâng și spre stânga și spre dreapta. Este oprit acum.
plexul solar și energiile pur și simplu coboară stânga-dreapta în abdomen. Da. Îi modifică traseul energiilor un pic pentru a se revigora, pentru a atâța, să zicem așa, energiile din corp, de a le debloca. Da. În dreptul inimii, deasupra inimii, sunt adunate niște supărări. Și le-a pus acolo Mihai, dar trebuie scoase. Arhanghelul Rafael și le scoate pe toate. Erau localizate sub claviculă, sub umărul stâng. Nu putea găsi nicio textură. Da. Îi dă o energie grea, grea, tare, din partea stângă a șoldului, a coapselor, a coapsei. În bazin se află energie grea, neagră. Parcă ar fi o placă energetică neagră și grea. O dă jos. Cu riscul că s-ar amesteca energie pozitivă cu energie negativă. S-au rupt niște canale acolo. Văd la vizica urinară o continuitate, o curățare a canalului urinar. Ok. Ok. Iar în picioare multe energii albe dispersează energiile negre și gata. Gata, Mihai. Perfect. Uriel, da, Uriel ce-a făcut? I-a pus acea sferă la cap între cei doi lobi. Ai cred. E, vine să spun, reîmprospătare de gândire, memorie, așezare, luminositate. Perfect. Întreabă-l, te rog frumos, dacă fosta soacră a avut ceva de a face cu starea lui actuală? Doar datorită energiilor ei s-a cimentat un pic în jurul lui anumite energii, dar nu neapărat că și-ar fi dorit. Să-l blocheze. L-a afectat, dar cum ar veni, involuntar sau foarte puțin, așa, stil direct. Da. Bun. Mai este nevoie de făcut ceva la Mihai? Nu, doar o energizare. Să o fac. A băgat un copac în Mihai. Da. Trunchiul puternic în interiorul lui e un al doilea plan energetic al lui. Da. Gata. Bun. Perfect. Dacă tot sunteți acolo, transmite, te rog, lui Mihai să vină în fața voastră, să o cheme pe prietena lui, pe Beatrice. Ok. Da, a venit.
Spune-i să o atingă, să-i citească informația ADN să fie sigură că este ea. Da. Perfect. Cum o vezi din punct de vedere energetic? Ce culoare? Picioarele sunt roșii. În rest, ca și corp energetic, este luminoasă. Din ce motiv are picioarele roșii? Sunt anumite vârtejuri energetice, ca și cum ar fi țintuită. Nu neapărat îi provoacă dureri, ci Da. extragerea unor energii din picioarele ei. Văd în corpul ei un tunel. Parcă e un tunel pe sub apă, din sticlă, dar este format din energie. Da. Văd niște bacterii acolo, ca și cum ar fi un mușuroi Unde sunt aceste bacterii? pe picioarele ei. E ca un mușuroi roșu de niște entități mici, par insecte, ca niște moște. Și pulsează așa, scârbos. Ok, de unde sunt aceste Arată insecte? sânge. Da. Arată că s-ar fi localizat în sângele ei. Ok. Iar sângele ei a intrat într-o venă. E atât de murdar. E aproape negru și uscat prin venele ei, dar datorită acestor insecte. De la brâu sus o văd albastră prin vene, un albastru fluorescent cu negru. Da. De la piept în sus, sângele ei îl văd negru cu anumite nuanțe vișinii. Ok. Ideea e că în venele ei sângele nu este curat deloc. Perfect. Transmite-te, rog frumos, lui Rafael să creeze un perete din foc lichid de o vibrație foarte mare și să o treacă prin el sau, dacă are altă metodă, să o pună în aplicare. Vrea să curețe mai întâi vasele de sânge, Da. acei bureți. Ok. La ea, în afară de sistemul sanguin de vene capilare, mai există un alt sistem sanguin care nu îi aparține. Este a unei alte entități, gen femeie, care este în spatele ei. O văd o femeie îmbrăcată în mireasă. Sunt niște conexiuni cu acea femeie. Intră din abdomenul acelei femei îmbrăcate în mireasă în coloana lui Beatrice. Da. Este o acceptare între ele două de energie. Acea femeie are demonia. Colcă e de demon. Cine este acea femeie? O văd cum arată. E cu mâinile pe sus tot timpul, stare în mâini, în
ambele mâini, parcă ar avea ceva. Și este ușor plinuță. Ce și este conectată printr-un canal energetic de ea. Este o acceptare între ele două, se cunosc. De unde se cunosc? Îi văd acceptarea lui Beatrice și parcă e pus omorât așa. Și se lasă așa într-o parte, în partea dreaptă de durere. Uneori. Nu le trebuie să le văd contractul între ele două. Poftim? Trebuie să văd contractul dintre ele două, aprobarea. Ok. Beatrice. Ok, spune lui Beatrice că dorești să vezi acest contract. Mă duce, mi-arată un soare portocaliu, mi-arată un tunel energetic transparent. Ok. Mi-arată o altă planetă, un alt loc. Da. O greutate pe sufletul ei foarte mare, foarte grea. Sunt față în față amândouă. Da. Această entitate îmbrăcată, să zicem, în rochie albă de mireasă, are o putere extraordinară, dar nu neapărat cine este această mentală. Cine este această entitate? În această viață sau ea ca entitate energetică? Ca entitate energetică. O cheamă Zulun. Cum? Zulun. Zulun. Ok. Captează energie de peste tot. Și dă energie la cine vrea, dar e energie de supunere, de încătușare. Ok. Ce legătură are această entitate Zulun cu Beatrice? Beatrice a acceptat supunere față de această Zulun. De ce a acceptat? Zulun este patern, este parte bărbătească. A entitate energetică. Anumite facilități într-o altă viață, pe altă planetă. Și acum, în această viață, trebuie să-i dea de la ea. Să o răsplătească. Rezumul. De ce? Zice că acolo, pe acea planetă, i-a oferit anumite facilități, aici ea, Beatrice, trebuie să-i ofere anumite facilități. Ia. Este o energie foarte proeminentă, foarte apăsătoare. Beatrice dorește să ofere această energie? Zice că nu mai poate, nu mai dorește. Dar nu are încotro. De ce? Trebuie să-și ducă până la capăt în această viață toate răsplata acelor facilități din asta. Trebuie să facă doar ceea ce vrea ea. Dacă ea nu mai vrea,
Atunci poate să renunțe. Ce vrea aia, de fapt? Libertate. Perfect. Descătușare. Atunci să-i transmit aceste entități că din acest moment orice fac, contract sau înțelegere au avut, le rupe și să-mi spui ce se întâmplă. Această entitate, Zoom, a fost acoperită de o energie de vibrație joasă, negru-albastru, royal. Da. E ca și cum s-ar fi împietrit Oh. odată cu ruperea tuturor legăturilor. Ok. Și odată cu această rupere se desprinde de pe Beatrice anumite, se desprind anumite plăci energetice de pe ea, de pe corpul ei energetic. Da. Acele, nu știu, plăci conțin anumite bacterii, virus. Ca și cum ar fi o hologramă sau o închisoare, să zicem, a acelor microbi, virus Da. din ea, de pe ea. Perfect. O lasă ușoară, 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 are energie albă, argintie. Beatrice. Da. Este liberă. Îi văd corpul spiritual, liber, ușor. Legătura între Beatrice și Mihai este de consistența energiei, amândoi sunt foarte ușor ca energie. Ok, perfect. S-a eliberat complet de această entitate Zulun. Da. Bun. S-a eliberat și de toate bolile, toate, toți virusii, tot, absolut, de pe ea. Foarte bine. Acum să-i transmit aceste entități să-și ia toate bolile și toate virusii, să-și deschidă un portal intradimensional și să plece unde vrea ea. Vrea să te descășeze de pământ. Ce vrea să descătușeze pe pământ? A ieșit din legăturile pământului, legăturile energetice ale Nu am înțeles nimic. a ieșit din energie pământului. Ok. Și dacă a făcut acest lucru, ce înseamnă? Depăși limitelor energetice la care spera. Și știa de existența acestei eliberări. Perfect. Bun, mă, mai trebuie făcut ceva la Beatrice? Ah, absolut nimic.
decât adusă înapoi. Adus înapoi unde? Pe pământ, în corpul ei. Ok. Adu înapoi. Ok. Gata. Perfect. Iar acum spune lui Mihai să cheme în fața lui pe toți bunicii lui, pe Constantin și pe Ioana și pe Mihai și pe Elizabeta. Au venit. Da. Au venit 6 entități. Nu, Șase. 5 entități au venit. Cine e a cincea entitate? Un bărbat, Ion. Ce legătură are cu Mihai? Zice că se cunosc. Ok. Întreabă-l pe Constantin, Ioana, Mihai și Elisabeta dacă sunt ok, dacă au ajuns la locul lor de odihnă. Câte 2 sunt împreună? Da. Constantin și cu soția sunt mult mai luminoși decât ceilalți bunici. Da. Au ajuns unde trebuie sau nu? Constantin și cu soția, da, au ajuns în nivelul 4, nivelul 6. Da. Ceilalți din dimensiunea 4, nivelul 2, sunt liniștiți și voioși. Se zice că s-au îndeplinit dorințele de a fi împreună, de a fi. Perfect. Vor să îi transmită ceva lui Mihai? Să fie atent la energiile care îl înconjoară. Știu că pot, știu că el vede. Zice că în anumite momente le trimite sau îi trimite un canal energetic direct în subconștientul lui, în fontanela lui, pentru a comunica, să le simtă prezent. Da. Dar trebuie să-și las suflet liber. Imunează anumită formă de creangă a copacului din el. Da. Dorești. Niște ramuri ADN au implementat în el. Da. Parcă au predat ștacheta acea luminoasă, sfera luminoasă. Ok. Flacăra interioară să rămână aprinsă. Și arată traseul către nepotul, către copilul lui
Mihai, foarte bărbătească. Da. Ok. Dacă nu vor să mai transmită nimic, atunci mulțumește-le și spune-le că se pot întoarce înapoi de unde au venit. Da. Ceilalți bunici îl îmbrățișează înainte de a pleca. Da. După ce au plecat toți, să-mi spui, te rog. A rămas acel bărbat singur. Ok. Transmite și lui să își deschidă un portal intradimensional și să meargă unde vrea el sau de unde, se întoarcă de unde a venit. A plecat? Da. Perfect. Iar acum, mergi, te rog frumos, rapid de tot înapoi în timp, până în momentele acelea când Mihai nu mai avea somn sau nu mai putea să doarmă noapte, decât foarte, foarte puțin. Și să-mi spui din care a fost cauza. Pe capul lui energetic, pe partea stângă, lobul stâng, tâmpla, ochiul, nara, gura, jumătate, este toată acoperită de energie de frecvență joasă. De unde sunt aceste energii? Sunt multe ființe lângă el. Cine sunt aceste ființe și de ce au venit lângă el? Ele există și în plan material. Poftim? Sunt oameni. Vii. Au fost la o întrunire. Văd canale, legături de vibrație joasă între ei. Da. I-au grupat foarte aproape. Și pe toți, partea de la gât în sus, e neagră. Ce legătură au cu Mihai? Îmi scrie rechi. Poftim? Rechi. Ok. Transmite-le Mihai că din acest moment absolut orice legătură care o are cu aceste entități și cu această tehnică Reiki, să le rupă. Și să-mi spui ce se întâmplă. Vede în jurul lui, în jurul abdomenului, un cerc. Da. Negru, care îl strânge foarte tare. Văd un mic demon cu niște colți destul de mari, care stă pe spatele lui. Da. Îl se cătuiește de energie, parcă îl pune jos. Avem momente când pur și simplu parcă nu mai respira, nu mai era conștient, nu mai era coerent. În 2 ani, în afară 2 ani. Da. Da. Este o entitate luată de acolo, de la Reiki. Deci când făcea Reiki, stătea pe ea și okay. Îl lăsa doar cu ochiul drept deschis pentru a conștientiza minimalist. Da. Pentru a nu-și da seama ce se întâmplă. Ok.
A rupt orice legătură cu aceste entități? Da. Perfect. Mai trebuie făcut ceva la Mihai? Mihai, acum începe să conștientizeze foarte multe, galopant chiar. Da. Nu, e ok acum. E curat, e eliberat. Și acel cerc strânsoare legătură. La spate. Foarte bine. Bun. Ok. Mulțumește-le acum lui Rafael și lui Uriel și spune-le că se pot întoarce de unde au venit. Ok. Au mulțumit. Și au plecat. Perfect. Tu te simți bine? Ești ok? Da. Bun. Iar acum eu o să număr de la 1 la 5, iar la 5, iar între timp tu revin apoi în corpul tău și în mintea ta, aducând înapoi cu tine toate realizările din această terapie. 1, 2, 3, 4. Te-ai reincorporat complet, ești liberă, ești liniștită, simți cum se întorc înapoi în tine toate energiile tale. Simți această forță care se aprinde în tine și îți umple tot organismul și corpul cu energie, celulă după celulă, fibră după fibră, mușchi după mușchi. 5. Deschide ochii.